găsit o cineva. Tocmai să ridicau din pat. Mi-am pierdut mințile, practic, am văzut necum în fața ochilor. Mi-am luat în burtă cu furculița aceea și cu un cuțit și mi-am revenit imediat. Acest tip de crimă este adesea legat de relații romantice sau de cuplu, unde o persoană devine obsedată de ideea că partenerul lui este atras de altcineva sau are o altă relație romantică. Lucrul acesta poate duce la un comportament violent sau la o crimă comisă împotriva partenerului său de viață. La tine o să încep așa mai dur. Poate pentru foarte mulți telespectatori. E o întrebare plăcută, că, pentru că ei îmi tot spun sau îmi tot scriu, nu mai fiți așa drăguță cu cei care au omorât. O întrebare pentru ei, pentru telespectatori. Pe cine ai omorât? Deci am omorât-o pe prietena mea, cu care aveam vreo 3 ani de zile de când vorbeam și eram studenți amândoi în Iași. Eu eram în anul 2 la arhitectură, era în anul 1 la drept. Fiind unele neînțelegeri de moment între noi, eu stăteam la o gazdă, luasem o gazdă într-un alt cartier al Iașiului și, bine, periodic, mai treceam pe la ea să încerc să mai discut cu ea, să ne îmbrăcăm, să așa. Și în ziua 7 am plecat spre școală dimineața și am zis să trec și pe la ea. Dimineața și având cheile, pentru că eu aveam lucrurile la ea, practic, aveam jumate acolo, jumate acolo. Am intrat, am găsit-o cu cineva. Dar tu nu știai că ea deja are pe cineva? Da, nu știam care e pe altcineva. Nici ea nu a încercat să-ți spună cumva? Nu a încercat să-mi spună în bun fel. Am intrat, am prins-o chiar bănesca o... întreținut tocmai atunci relații sexuale, tocmai se ridicau din pat, pentru că au avut timp cât am intrat eu în hol și până am intrat în sufragerie. Băiatul a plecat, am rămas eu cu ea și atunci, eu, practic, n-am mai judecat. Mi-am pierdut mințile, practic, am văzut negru în fața ochilor, lucru care nu s-a întâmplat ceva, pentru că este de pe un om foarte calculat în tot ceea ce fac, de fost de 10 ori și fac o dată. Dar atunci, n-am mai, era o furculiță pe masă și am adresat-o cu furculița, am luat în burtă cu furculița aceea și cu un cuțit. De obicei, crima la nervi este diferită de crima în serie sau de alte forme de crime violente, deoarece nu există un model clar de comportament, nu este premeditată și nu se repetă. În multe cazuri, autorul își regretă acțiunile și este supus unui stres emoțional puternic după ce a comis crimă. După care mi-am revenit. Deci a fost o chestie spontană, de moment, la nervi. Și mi-am revenit imediat. Deci mi-am dat seama, adică, aoleu, stai că fac, nu e bine ce fac. Imediat am luat-o, i-am adus apă, început să se curgă sânge din burtă. Am dat apă să bea, mi-a cerut apă, am... șters-o pe față, am chemat salvarea, am dus-o la spital. Am chemat familia ei. Familia ei este din Vaslui, la 70 de km de Iași. A venit și familia ei între timp. A operat-o și a rămas în comă după operație. 6 zile, după 6 zile a decedat. Eu deja a doua zi eram arestat pentru vătămare corporală. Deci nu se punea problema să moară, deci nu chiar nu mă așteptam la un asemenea dezvădământ. Și în arest, aflându-mă în arest, am aflat că a decedat. Și mi-a schimbat imediat încadrarea la omor și m-a condamnat 22 de ani. Și la vârsta de ani? Vârsta de 21 de ani încă neîmpliniți. Deci mai aveam 3 luni să împlinesc 21 de ani. Așa, aș vrea să-ți aduci aminte, dacă se poate,
acele momente, să zic, când tu ai văzut-o. Ea nu a încercat să-ți explice ceva, nu ți-a spus nimic, tu nu i-o... te-ai certat cu ea, nu i-ai reproșat ceva, că te-a mințit poate pentru că nu mai vrea să fiți împreună, pentru că avea ea deja pe altcineva. Ai încercat o mică comunicare în acele momente, chiar dacă vedeai totul negru? Atunci, în momentul respectiv, când am intrat, practic n-a avut nici ea, timpul a fost foarte scurt, n-am avut timp să vorbim practic nimica. După ce s-a întâmplat fapta și până a venit salvarea și poliția, a fost cam o oră la dispoziție, în timp în care noi am discutat de toate. Până ce? Ea mi-a spus că relația cu respectivul nu era o relație serioasă. Și că ea, totuși, cu mine are o relație serioasă. Deci încerca... Nu știu acum dacă încerca, poate că era speriată de ce s-a întâmplat. Deci ea era conștientă. Eu vorbeam, de ce am vorbit, am dus-o conștientă la spital. Atunci, de fapt, ea m-a convins că ea n-a vrut inițial să chem nici salvarea, nici poliția. A zis că își revine. A fost o chestie... Nu ne-am dat seama, poate că atunci pe oameni că e chiar așa de grav. Dar eu mi-am dat seama că totuși, la un moment dat, își pierdea... Avea momente când își pierdea... conștiința. Și eu am insistat să chemăm salvarea. Ea nu a fost de acord. Și până la urmă am chemat salvarea, dar de câte ori sunam la telefon, îmi spunea că glumesc. Deci nu e adevărat. Și până la urmă a început să sun la poliție ca să vină poliția cu salvarea. Așa, deci... Nu te credea nici măcar ce întâmplă, nici măcar cei de la salvare. Nici cei de la salvare ziceau că mă joc la telefon. Așa, domnule, nu vă mai jucați, vă rog frumos, la telefon. Și îi spuneam, vedeți că este... Prietena mea aici este tăiată, este cu ce sânge, moare. Dar în perioada aceea de o oră până ce a venit salvarea, ce ați mai discutat voi doi? E destul de greu să-mi aduc aminte acum, după atâția ani, dar în mare, asta rețin, faptul că ea încerca să mă convingă de faptul că relația cu acel băiat era mai mult una... cum să zic, de răzbunare într-un fel, de faptul că noi eram puțin certați. Și, cum să zic eu, simțea ea un fel de nevoia să se răzbune puțin pe mine. Și vrea să-și curească o relație de asta, într-un fel să, exact, să zicleze conturile față de niște ale mele anterioare. Bine, nu așa de grave. Și exact asta mi-a spus, că să stau liniștit, că îl ținea doar, nu e nimic serios, deci a fost doar o chestie așa. Crimele din gelozie sunt o adevărată problemă. Este important de subliniat că gelozia excesivă și comportamentul posesiv pot fi semne ale unei disfuncționalități emoționale sau ale unei boli mentale și ar trebui tratate prin intermediul unui profesionist. Și eu, în momentul ăla, practic uitasem de ce s-a întâmplat. Deci mă interesa mai mult sănătatea ei atunci. Și ea tot îmi spunea despre treaba asta, că nu e o relație serioasă. Eu, lasă, nu e nicio problemă, stai liniștit. Eu nu știam cum să fac să o salvez în momentele alea. Șocul a fost mare și pentru mine, când am văzut-o, deci a fost atunci momentul după care mi-a revenit. Dar cred că șocul a fost și mai mare pentru ea după ce a văzut ce am făcut eu. Și cred că nici ea, momentele alea, nu cred că era chiar lucidă în ceea ce spunea asta. Spunea orice, numai să zică ceva. Să... Deci ea se axa mai mult pe treaba asta. Faptul că n-a fost în relație serioasă, ea cu mine ar fi vrut. Noi aveam anterior, la anul de căsătorie, urma să ne căsătorim, deci nu-i așa stabilizarea. În perioada aia, când eram puțin așa certați, nu mai era așa sigură treaba. Aici, în timpul ăla de o oră cât am discutat, a venit și vorba despre treaba aceea. Bine, am încercat să mă convingă să stau liniștit, că eu oricum vrea să rămână cu mine, deci să stau liniștit, să nu fac nicio grijă, că băiatul ăla a fost așa. De... Dar voi aveați un cerc de prieteni, el nu făcea parte din acest cerc de prieteni? Băiatul ăla, din câte am înțeles, era un student, tot în anul întâi, nu mai
mai rețin dacă la facultatea ei sau la altă facultate, dar era tot băiat în anul întâi și se cunoscuseră foarte recent. Prin faptul că majoritatea colegilor ei se tău la cămilele studențești. Și acolo se cunoșteau toți, din anul 2, anul 2, anul 3, toți din, de la toate facultățile, nu numai de la facultate. Și prin colegele ei care erau căministe, l-a cunoscut și pe băiatul ăsta. De fapt, era o veșcă mai mare. După am înțeles că era o veșcă mai mare. Ea avea o prietenă și ea și prietena ei se împrieteniseră cu ăștia doi, cu doi băieți, de fapt. Ea cu respectivul și eu altă și îmi luau toți patru. Și deci erau cunoștință nouă. Deci de a început anul școlar. Anul școlar ea intrase în anul 1 octombrie și asta era în martie. Deci era o cunoștință cât se poate de nouă. Noi ne cunoșteam din 96. E foarte interesant și cel care a ieșit atunci din casă nu a reacționat nicicum, nu ți-a zis nimic? El nu a reacționat în niciun fel. El cred, bănuiesc că știa de la ea că este cu mine și știa că, de fapt, dacă îmi venit eu, el trebuie să plece. Probabil că s-a speriat, nu știu exact ce să zic. După am întâlnit cu el la spital, venind la el la spital, asta cu toții. Familia ei, deci asta înseamnă tată, mama și fratele ei, amare, frate, era mai mult decât ea. Nu am să nu mai știu exact. Și cel cu ei de prieteni. Cel cu ei de prieteni era totuși separat de cel cu ei de prieteni, nu aveam așa cel de prieteni. Deci colegii ei, prietena ei cea mai bună, băieții a doi și încă probabil alți colegi care veniseră și asta noaptea, este foarte interesant. Cum o cheamă pe ea? Păi o cheamă Dana. Foarte interesant că această fată, zic eu, poate că a murit din cauza ta sau poate că a murit din cauza lui. Nu știu. Nu știu să dau vina pe nici pe el. A murit din cauza faptei pe care am făcut-o eu. În mod direct. Acum nu știu dacă el are vreo vină. El nu are nicio vină. El nu are nicio vină. El ca băiat are nicio vină. Deci, nici ea nu cred că are nicio vină. Ea a încercat, v-am zis, a încercat să simțim faptul de relația noastră scârție, a încercat să-și facă o altă relație și mi-a zis mie că nu era așa serioasă, dar nu știu exact acum cât de serioasă era sau cât de neserioasă era, dar... Dar poate că el a convins-o să meargă la ea acasă în acea seară. Ai gândit? El, dacă o convinge, mie n-are nicio vină el. Deci întotdeauna el n-are nicio vină. Deci ea, dacă era cu mine și nu vroia, deci ținea mai mult la relația cu mine, într-adevăr, deci dacă ar fost pas făcut de ea, nu l-ar fi făcut, dacă ar fost pas făcut de el, ar fi refuzat. Deci, odată ce erau împreună, el n-are nicio vină. Mai ales că eu, nefiind căsătorit de știi cu ea, normal că el trebuie să încerce. N-are, el ce vină are. Mm-hmm. În acea noapte, la spital, ai vorbit cu el? Da, am vorbit cu el. Ce? Deci, el, când a venit prima oară, când am așteptat în fața spitalului, că nu știa exact, m-am dus eu și cu fratele ei, să-l așteptăm în fața spitalului. Și ei au venit cu mașina, unea dintre ei. Și o oră să-i direct la mine, că să zic, ce am făcut, ce am făcut. Să te lumească sau nu ce-a spus? Să-i dea așa, până a avut o reacție un pic violentă asupra mea. Și s-a liniștit imediat. Deci a fost doar o chestie așa, doar impulsul, da. Deci așa, după care am zis, lasă astea, să vedem cum rezolvăm cu ea. Și pe un moment atunci am uitat de toate, am uitat de treaba asta, am fost ca și cum am fost toți, o gașcă, o familie, i-am urcat sus, s-a cunoscut, deci părinții ei nu știau pe ei, părinții mă știau pe mine, nu știau cine e el. Am lucrat sus, am stat pe acolo, că ea după ce a văzut că a intrat la sala de la animare. Și stăteam acolo cu scaunele alea, dar erau niște patru, dar erau niște... Stăteam, deci chiar nu merg pe ce... Părinții ei i-au reproșat ceva lui? Părinții ei s-au luat de... Ai spus, cine mai ești?
Deci ei nu știau nimic de relația ei cu el. Ei mă știau pe mine. Da, lasă-le că tu ai lovit-o din cauza unui om. Acum nu m-a fost. Că nu l-am spus în seara mea, a fost frică să le spun lor. N-am știut nimic până la doua zi. Ce le-ai spus? Le-a zis că am venit acasă și că am găsit-o pe Dana. Așa? Și că... Chema salvare și am dus-o la salvare. Ai găsit-o lovită? Am găsit-o așa. Și probabil că mintea lor... Deci nu știu exact cum a făcut, am mers treburile... E greu să fac legătura acum, cum s-au derulat toate treburile. Probabil că ei și imaginau că dacă ea... Probabil că a aflat că el a avut o relație cu ea, s-a frigut că a făcut el. Ea, când a venit prima oară poliția, el n-a zis nimic, n-a zis că aș fi făcut eu, deși era conștientă. A mers așa pe ideea respectivă. Pe... Așa vă găsești. Pe oameni s-a luat. Deci, situația era așa de gravă încât în momentele alea nu se pune problema cine a făcut. Se pune problema să se salvă pe ea. Deci, într-un fel, nu știu, de conjuntură a fost făcut de ea. Nu știu ce ar fi întâmplat dacă părinții ei ar fi aflat că eu am făcut treaba asta cât timp eram în libertate. Poate că s-ar fi răzbunat pe mine, poate că cine știe, la ți-a luat de momentul atunci. Dar conjuntura a fost, poate că m-a salvat într-un fel treaba asta. Nu s-a discutat problema ce a făcut. Problema era cum să o salvăm pe ea, cum să o așa. Și nu relea că a stat, practic, părinții ei, fiecare îl luam într-o altă direcție. Părinții ei îl luau cu doctorii, mă stăneau să te-am pe băncilea, dar nu mai plecau, nu mai venea, nu a fost, nu știu, a fost o chestie de numite. Eu nu știam cum să fac acum să vână să prind trenul, să mă duc la Vaslui. Deci părinții mei s-au mutat cu serviciul Vaslui din București. Deci eu, practic, aveam acum, stăteam în Vaslui, cum ar veni acasă. În Iași era student. Și acum vreau să prind trenul, că vreau să ajung la Vaslui, îi sunasem pe ei mei, pe telefon, și ne-am spus, nu ne-am spus adevărul, ne-am spus și al lor mei tot că am găsit-o așa. S-a întâmplat ceva rău de tot și n-am avut timp să vorbesc mult, așa am închis. Și am stat așa în suspans, că nu știu ce se întâmplă și nu vreau să le spun decât în față. Direct, când ajung în față, le spun că eu sunt vinovat de fapt. Și vreau să prind trenul să mă duc la Vaslui să le zic în față. Că eu sunt și până la ce să fac. Nu știam nicio ce să fac. Și până m-am pierdut trenul. Că ultimul tren era până la 11-12, mai știu, și am pierdut trenul. Deci nu mai prins ultimul tren. Era deja noaptea târziu. 12, unul așa, am spart așa, de la spital. A rămas acolo doar familia, deci tata, mama și fratul ei și noi celălalt s-am plecat cu toții. Ei m-au dus cu mașină, nu la mine acasă, la gazda mea, deci nu acasă unde am avut locul ăsta. Deja apartamentul era în cercetări. Chiar ei m-au dus cu mașina, deci băieții respectiv și cu fata, prietena ei, m-au dus cu mașina până unde tăteam la gazda, după aia s-au retras la cămin, chiste, tăteam toți la cămin. Și a doua zi dimineață m-am sculat și am primit telefon. Am primit telefonul pe mobil de la maiorul cu care a anchetat cazul de la IPJ Iași. Dacă pot să vin pe la poliție să mai dau niște declarații. Că în prima noapte nu s-a putut. Când am eu plecat spre școală, de fapt. Eram iar cu servicii de plăune spre școală. Am găsit-o cu cineva. Tocmai se ridicau din pat. Mi-am pierdut mințile, practic. Am văzut negru în fața ochilor. Mi-am luat în burtă cu furculița aceea și cu un cuțit și mi-am revenit imediat. În momentul în care m-a chemat, de fapt, mi-am dat seama, zic că e clar. Zic... Zic... Nu mă gândeam că... Da, exista și posibilitatea să vorbească ea, exista și posibilitatea să vorbească el. Deci oricum, era clar că nu avea cum să nu mă prindă. De fapt, nu știu ce...
Dar nu era o chestie. Deci, deci încă nu se punea problema să moară. Era problema că am făcut ce am făcut și oricum era de penal. Deci știam ce mă așteaptă, mă așteptam. Adică, zic, am avut nici cea mai mică intenție să fug sau să mă ascund sau să... Chiar aveam un teac de cărți care trebuia să-l las la bibliotecă și eram cu un coleg. Și mă duceam spre școală și am zis colegului, deci el știa ce s-a întâmplat, dar nu știa că nimeni, că eu sunt. Am zis, Sorine, ia cărțile astea, să le știu la bibliotecă, în contul meu, că eu mă duc la poliție. Dar ne-am spus despre ce este vorba, că de fapt s-ar putea să nu mai vin de acolo. Bineînțeles, când am ajuns la poliție, acolo când am ajuns la poliție, în fiecare cameră era câte un suspect. Deci era respectivul cu care a fost, era tatăl ei, fratele ei, mama ei, era toți în câte o cameră și pe noi am într-o altă cameră. Și ancheta se făcea așa, rotativ, cum să zic eu, intra într-o cameră, lua informații de la ala, fără să se audă unul de altul, ca să se... Și am zis că eu am făcut. Normal, în momentul ăla mi-a imediat a venit procurorul, mi-a făcut mandatul de arestare pe 30 de zile, avea dat și 30 de zile, acum mi se pare că e 29, are importanța asta. Normal, că ceilalți au scăpat de sub... Deci eu eram clar, eram ultimul chemat, inițial eram cel mai puțin suspectat, inițial. Dar după ce au luat, mai ales că a spus el probabil, normal, că eram principalul suspect. Și când a venit și am și zis că sunt eu cel vinovat, normal, că celălalt l-a dat drumul de unde era, că nu era un chiș, dar era un cercetare, oricum nu puteai să pleci de acolo. Deci erai închis într-o cameră, te zic, gata, gata. A trecut curând, că îi vedeam cum treceau în fața ușii unde eram eu, deja eram arestat. Și m-am arătat cu tatăl ei, care mi-a zis, a zis că lase că scapă de aici. Adică, într-un fel, îi părea rău că ca să mă aresteze, că poate că s-a clăs bună. Da. Și a zis că, oricum, odată și-a luat-o scapă de aici și... Dar totuși tatăl nu știa că va muri. Nu se știa că va muri. Dar acum nici eu nu știam. Bineînțeles, pe mine m-a arestat, m-a băgat de toată mare pe fărări, da? Și m-a băgat în arest. Acum nu știam ce se întâmplă. Așteptam acum, că nu știam, zic, o să-și revină ea. Și nu știam, zic, o să zic și ea, sau nu o să zic că și ea, dacă o să se... Și-și revină iar și ea chiar nu vrea să-mi facă rău. Deci ce am discutat eu în ora aia, când se vinea salvarea, ea chiar nu vrea să, ca eu să plătesc vreun rău. Ea vrea să mă protejeze pe mine, de orice fel de... De fapt, ea mă învățase șmecheria asta, să spun la toată lumea că așa am găsit-o și vreau să mai vedem la ce se întâmplă. Acum asta m-am dubit, dar odată ce am recunoscut, mă gândeam să nu își revină, când își revine ea, să se sună pe ei, că nu sunt eu. Și... mai conta de ce zice ea. În modul că eu am recunoscut. Asta e. Dar era bine să-și revină. Și a fost așa. Eu tot așteptat până într-o zi am fost chemat să semnez mandat, cum îi spune, încadrare. M-a băgat la mort pentru că a decedat o zi înainte. O dată de 16. Deci, fapt, a avut loc pe 10 martie. Pe 11 martie am fost arestat, ea a decedat pe 16 martie. Iar am trecut într-o perioadă, când am aflat că a decedat, iar am trecut într-o perioadă grea de vedere psihologic. Deci, în primul rând, nu mă așteptam, deci nu concepeam să nu mai existe ea, pentru că eu aveam planuri de viitor cu ea. Deci, dispariția aia, practic, a fost un șoc. Mai bine rămâneam în viață, rămâneam cu altul, că nu mai vedeam, mai aveam șanse. Așa, murind, știam sigur că nu mai am cum să mai fiu cu ea. Deci, era evident. Și apoi, că știam ce mă așteaptă pe mine. Deci, deja, după 6 zile de arest, deja învățasem și eu de la unul, de la altul, de la colegii de celulă, cam care să merg frumos. Eu, dacă nu am avut, deci noi am fost din familie, oameni intelectuali care nu au niciodată treabă cu pușcăria, cu faptele penale, cu astea. Nu știam, eram picat exact ca
Nu știam nimic despre pușcărie, despre... Nici nu știam că în urma unei fapte are loc un proces. Eu știam că te bagă și îți dă un număr de ani. Poliția, era foarte mai mult se procedează. Și zilele alea până să moară ea, ceilalți m-au spus, zic, acum aproape că să moară ea. Vor că am trecut atâta zile de strecut, că o zi, două, trei și ea nu-și mai revenea din com. Și veneau la rău ziarele și fiecare zi citeam în ziar. Ce ne dădea ziar în cameră și știam din ziar ce se întâmplă cu el. Și celulologii îmi spuneau, rogă-te acum să nu moare, că dacă moare ea, ești băgat la omor. Și dacă ești băgat la omor, e atâta. E 20 de ani. Și exact. Cea mai prostă veste din pe, pe 16 ani, pușa și la o plață. Dimineața, la prima oră, a murit. Câteva zile nu mai știam nimic de mine. Eram așa, eram abătut, eram... Îmi părea rău. Îmi părea foarte rău. M-am dat seama că... De fapt, nu mi-a venit să cred, nu mă așteptam. Deci a fost o chestie spontană, o chestie de moment. Mai ales că am și vorbit cu ea, am și așa, băgat în spital și moare. Nu mă așteptam, adică mă gândeam, poate e o glumă, poate, dar avea cum să fie glumă, pentru că odată ce m-a luat însemnez. Iubirea ne face să acționăm irațional. Ce trebuie să înțelegem de aici? În primul rând ar trebui înțeles faptul că iubirea și în general emoțiile ne influențează profund deciziile. Astfel nu e de mirare că frica de a nu fi iubit și de a rămâne singur este principalul motiv pentru care oamenii aleg să facă cele mai mari greșeli. Alegeți rațional. Am găsit-o cu cineva. Tocmai se ridicau din pat. Mi-am pierdut mințile, practic, am văzut necum în fața ochilor. Am luat în multă cu șurubilița aceea și cu un cuțit și mi-am revenit imediat.